Bun venit la această primă lecție de la nivelul ucenicului. Acum, ucenicii lui Isus, oamenii care îl urmau, erau numiți ucenici. Iar înțelesul de bază al cuvântului ucenic este învățăcel, erau învățăcei, învățau ceva. Ce vrem să învățăm? Nu este doar despre Isus, ci să învățăm de la Isus. Dorim să fim ca el, dorim natura sa, caracterul său. Deci, vom vorbi despre ce înseamnă să fii ca Isus Hristos. Un lucru special la Isus era viața de rugăciune, și de aceea, în prima parte din nivelul ucenicului, vom lua o serie de interviuri. Voi lua interviul lui Dave Batz, el este președintele Comitetului Național de Rugăciune, și vom discuta despre rugăciune. Unul din lucrurile care s-au întâmplat în viața ucenicilor când umblau cu Domnul Isus, este că l-au văzut făcând minuni, l-au văzut transformând apa în vin, vindecând bolnavi, învind morții, l-au văzut făcând lucruri extraordinare, dar niciodată nu l-au rugat, Doamne, învață-ne să transformăm apa în vin, să vindecăm bolnavi, să învie morții, l-au rugat însă, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ucenicii știau că rugăciunea era secretul tuturor lucrărilor Domnului Isus. De aceea, ce aș vrea în această primă sesiune, este să vă prezint subiectul rugăciunii și importanța ei. De fapt, nu numai că l-au rugat să învețe să se roage, dar ultima poruncă pe care le-a dat o Isus înainte de înălțarea la cer, a fost să aștepte în Ierusalim. I-a pus să se roage. Acești ucenici, învăță cei a primului secol, învățau. Prima lecție pe care i-a învățat când a plecat de pe pământ, a fost aceea să aștepte după Domnul. Cea mai mare lecție pe care o vei învăța de la Domnul Isus este că viața creștină nu poți trăi prin puterea ta. Nu poți prin puterea ta, prin curajul tău sau măreția ta, ci doar prin Dumnezeu. Deci vei învăța să aștepți după Domnul. Și am descoperit că oamenii se roagă greu pentru că nu înțeleg cu adevărat rugăciunea. Sunt multe lucruri. Unii spun, știi, îmi pierd timpul. Pot să spun chiar acum, nu-ți pierzi timpul deloc. Când stai și te rogi Domnului, El va face mai mult decât îți poți imagina. Deci nu-ți pierzi timpul deloc. Un alt lucru pe care îl spun mulți este, păi Cred că nu fac destul. Cred că trebuie să fac ceva. Dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem. Dar vă pot spune că Isus le-a dat ucenicilor cea mai mare provocare posibilă. El dorea ca ei să meargă în toată lumea și să facă ucenici din toate neamurile. Ei erau doar oameni simpli. Erau vameși, erau pescari, erau îndoielnici s-au lepădat de Isus. Adică nu erau mari și puternici, erau oameni simpli, cu greșeli, cu probleme, dar Isus i-a trimis cu cea mai mare sarcină dată vreodată cuiva. Dar le-a spus, mai întâi așteptați în Ierusalim, stăruiți în rugăciune până primiți putere de sus. Deci, la nivelul ucenicului, ce vrem să facem e să te ajutăm să ai o viață de rugăciune, un timp special cu El. Când te întâlnești cu El și El se întâlnește cu tine, când înveți de la El, iar El te învață despre sine. Acum, când am venit la Hristos, eu asta am făcut. Am găsit un loc unde mă întâlneam cu el și a început să lucreze în mine și să mă învețe. Luam Biblia și memoram Scriptura, îi vorbeam și el îmi vorbea. Aveam trei prieteni și împreună mergeam acolo pe un deal și de acolo vedeam un lac și tot orașul și ne rugam zilnic. Tis de dimineață mergeam și ne întâlneam cu Domnul. O, oh, ce clipe speciale! Mi-au dat direcție în viață. Când am devenit păstorul unei biserici, și am vrut să învăț bărbații să umple cu Domnul, primul lucru a fost să încep să învăț cum să aibă un timp personal cu Domnul. Și când vorbesc de asta, nu mă refer la a fi religios sau a te ruga într-un mod religios, ci mă refer la un timp special cu El. Și am început să învăț principiile pe care Isus le-a trasat ucenicilor. Același lucru vom face și noi aici. Vom învăța cum să ne rugăm. Ce este rugăciunea și cum poți să te rogi? Știți, unii din bărbații aceia nu se rugaseră în public și foarte puțin în privat și cea mai lungă rugăciune a fost, Doamne mulțumesc, dar au învățat să se roage. Pe măsură ce învățau, s-a întâmplat ceva. Au început să vorbească de Isus cu alții și să-i conducă la Hristos. De aceea, la nivelul 2, odată ce am învățat să ne rugăm, 13 săptămâni vom vorbi despre ce înseamnă să stai singur cu Domnul și cum să dezvolți un timp de părtășie cu El. Dar pe măsură ce faci asta, treci la alt nivel și anume vei spune la alții de Isus. Acesta e nivelul învățătorului. Și sperăm că nu vei învăța doar să te rogi, ci vei ajunge să spui și la alții de Isus. Apoi s-a întâmplat ceva cu bărbații. Și apropo, soția mea a învățat și ea un grup de femei. Au început să fie lideri. Nu doar că aduceau oameni la Hristos, dar și ucenicizau. Dintr-o dată, biserica noastră a crescut, având loc o explozie în creștere. Și acesta este nivelul mentorului. Al patrulea nivel, coordonatorul. Toți oamenii aceștia au devenit lideri în bisericile lor. Nu pentru că ar fi încercat ei să fie lider, ci pentru că au crescut, s-au maturizat în Hristos și s-au întâlnit cu El, petrecând timp cu El. Și asta a fost pentru ei fundația creșterii lor. Sunt patru nivele, dar la primul nivel vrem să faci un singur lucru. Vrem să te ajutăm să ai un timp personal cu Domnul. ăsta e tot celul. La primul nivel. Dorim să-ți ții timpul ăsta cu meditații scrise. Vor fi acolo câteva întrebări la care să răspunzi, va fi o meditație video, iar apoi o lecție ca asta, în care iau un interviu și ăsta va fi programul. Trebuie să treci prin el. Îți vom pune întrebări simple, nu ceva greu, nu. Ești admis sau respins doar câteva întrebări și atele. Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Prin scriptură? Și ce ți-a vorbit Dumnezeu? Prin meditație? Sau prin lecție? Ce anume te frământă în inimă? Și scrie ce ai pe inimă? Iar în grup împărtășește asta și încurajați-vă unul pe altul. Dacă ai probleme, spune, hei, am probleme aici! Vă veți încuraja și ajuta unul pe altul. Asta e celul nostru, nu să formăm niște oameni super deștepți, super giganți, teologi. Nu ăsta e scopul nostru. Încercăm să te ajutăm să ai un timp de părtășie cu Domnul. Și am aflat că dacă poți să faci ceva trei luni regulat, atunci devine stil de viață. Dorim ca ăsta să fie stilul tău de viață. Ucenicii din primul secol erau numiți urmași ai căii. Ei urmau o cale a vieții, iar parte din acea cale era faptul că petreceau timp cu Dumnezeu în rugăciune. Vrem să te învățăm cum să faci asta. Vor fi 13 săptămâni, apropo, nu doar 13, pe măsură ce treci prin ele, poți să mergi cât vrei sau să te oprești după primul nivel, dacă vrei, sper să nu te oprești, sper că vei continua. Să treci prin toate cele patru, pentru că vei fi binecuvântat, vei crește și vei spune și altora de Hristos, ajutându-i și pe ei să crească în Hristos. Oh, ce binecuvântare va fi acest lucru! Dar pe măsură ce crești în Hristos, vom fi aici să te ajutăm. Sunt multe resurse pe care le ai aici și vei putea să crești în Domnul și Dumnezeu te va folosi și vei deveni roditor în viața ta. Deci, sunt 13 săptămâni ori patru seturi, înseamnă un an întreg. Dacă petreci un an întreg, fiind consecvent cu Dumnezeu, vei deveni un om al rugăciunii. Nu mă îndoiesc deloc de asta. Vei crește în viața de rugăciune și vei deveni ce vrea El să fii. Ăsta e scopul, ăsta e celul pentru cele 13 săptămâni.